Pe mine succesul nu m-a învățat foarte multe lucruri. Hopa. Decât când crește ego. Din succes, din lucruri care funcționează, omul nu învață. Omul învață, în schimb, când cade și când se lovește. Eram atunci prima care o detrunase pe Andreea Marin, care era veșnica cea mai frumoasă a României. Și că e foarte dureros, că ego-ul e mare. Adică nu-ți convine să admiți că da, am și momente când sunt invidioasă. Nu-ți convine, pentru că nu vrei. Tu ai în ochii tăi, tu ești perfect. Tu ai dreptate mereu. Și când greșești și știi că ai greșit, îți găsești 150 de circumstanțe atenuante. Corect? Așa facem. Bolile cele mai periculoase nu sunt cele care ies la un CT scan sau în analize. Sunt cele sufletești. Și atunci când înțelegi că de la gânduri tu practic îți otrăvești corpul, cum să nu lupți cu ele? Cum lupți cu ele, Monica? Păi știi că ai 3 secunde să le dai un bobârnac. Conștiința nu doarme, adică nu poți să-ți anulezi conștiința. Și atunci greutatea sufletească, sufletul se îngreunează în momentul în care conștiința nu e eliberată. Nu e eliberată. Bun găsit, dragilor! În primul rând, aș începe ediția de astăzi cu mulțumiri multe și cu recunoștință multă pentru voi, pentru toți, pentru că îmi sunteți alături, mi-ați fost de la începutul acestui proiect și pentru că apreciați ceea ce fac aici. Tot ce fac, fac în primul rând pentru mine, iar după aceea pentru voi, pentru că îmi doresc, așa cum am spus de fiecare dată, cu un cuvânt, cu o vorbă, cu un zâmbet, să vă aduc un pic de bucurie, să vă fac viața mai frumoasă și să aveți lucruri cu care să rămâneți după discuțiile pe care eu le am aici cu invitații mei. Invitata de astăzi este una dintre cele mai frumoase femei pe care le-am cunoscut vreodată, atât exterior cât și interior. Este o femeie remarcabilă care a trăit din plin succesul pe plan internațional, dar cu toate astea, a rămas întotdeauna cu picioarele pe pământ. E o tipă cât se poate de autentică, de sinceră, de deschisă, iar asta o face o femeie remarcabilă cu siguranță. Astăzi vreau să ascultăm povestea din spatele acestei femei remarcabile, povestea Monicăi Bârlădeanu. Bine ai venit, superba Monica Bârlădeanu. Te îmbrățișez, Ilinca, deci sunt, m-am roșit, nu știu dacă se vede. Nu se vede. M-am roșit, mă copleșește descrierea asta, nu simt că e meritată. Mulțumesc frumos. Sunt lucruri pentru care n-am niciun merit. În ceea ce privește autenticitatea, uite aici, mă rog, aș putea să împart și meritul ăsta, cred că, cu cineva, cu mentorul meu care m-a ajutat să ajung într-un punct în care îmi asum persoana, pe persoană fizică, gândurile, atitudinile, poveștile, erorile și așa mai departe și cine sunt astăzi. Dar în rest, cred că toate darurile de care ai vorbit mai sus sunt de împărțit și cu alți oameni, sincer. Cu siguranță, dar nimeni tu le dai... Nimeni nu ajunge nicăieri singur. Sunt de acord, dar tu le dai viață. Corect. Tu ești tu. Și eu te văd pe tine și văd cumulul tuturor lucrurilor sau experiențelor pe care le-ai luat de la alți oameni. Uh-huh. Și tu ești minunată. Mulțumesc. Asemenea. Mulțumesc, Monica. Am fost tare onorată că ai acceptat invitația mea, pentru că ești un om pe care îl admir de foarte, foarte multă vreme. Și pe lângă mult. Nici nu spune. Nu vă spune. Da, 5 exact. Anișori, 7, da, ceva da, pe acolo. Așa. Tocmai. Și pe lângă toate calitățile clar, evidente, fizice pe care le ai și care ne bucură privirea, mi s-a părut întotdeauna că ești un om cu un suflet imens, mare, frumos, strălucitor, dacă vrei. Mi s-a părut că ești așa, înconjurată de o aură de lumină în permanență și că lucrurile pe care le faci și le spui cumva își iau energia din lumina aia și sunt de bine. Mm-hmm. Rar întâlnesc astfel de persoane, să știi. E ceva, nu știu, la care lucrezi, cu care lucrezi, de care ești conștientă, faci lucrurile astea în mod personal, pentru că vine pur și simplu din tine, sau stai și studiezi un pic ceea ce dai oamenilor? Nu. Și uite, acum când ai pus lucrurile așa, să știi că n-am fost tot timpul așa.
cine sunt eu astăzi nu e cine eram și acum 10 ani. Adică și n-a fost neapărat o progresie în direcția asta. A fost, știi cum, drumul meu, dacă ar putea fi desenat așa într-un grafic, a fost plin de căutări, stânga, dreapta, mai cădem, ne ridicăm. Știi? N-a fost un urcuș țintă spre nord. Mm-hmm. Și asta acum am ajuns în punctul în care văd frumusețea acestui drum, știi, sincopatic, așa. Cred că, de fapt, și de drept, dacă e ceva astăzi de dăruit din mine, este fix asta, suma acestor căutări, acestor căderi, acestor eșecuri. Pentru că, nu știu, îți spun sincer, pe mine succesul nu m-a învățat foarte multe lucruri. Hopa. Decât când crește ego. Asta nu înseamnă că fug de succes. Asta înseamnă că știu să-l gestionez astăzi altfel. Dar din succes, din lucruri care funcționează, omul nu învață. Omul învață în schimb când cade și când se lovește. Zi-mi tu, copilul când învață să meargă, el învață practic universul și aici tu ești mamă. El învață practic cum funcționează lucrurile și textura obiectelor din jurul lui, care sunt contundente, care sunt tari, care te lovesc, care dor. În funcție de căderi, căzând, nu? Noi învățăm că ne ardem doar dacă punem mâna pe plită. Bun. E o formă de învățare. Cu siguranță că e cea mai, să zicem așa, e cea care se așează în tine cel mai puternic, această formă de învățare, știi? Eu am avut parte cam de drumul ăsta, cu învățat, cu căzut, cu mers, știi, târâși, grăpiși, chiar dacă din afară lucrurile par cu totul altfel. Dar, cu siguranță pot spune că succesul nu te învață. Reușita, în principiu, dacă nu știi să o gestionezi, dacă vine prea devreme peste tine, dacă s-ar putea să îți umfle ego într-un fel foarte nesănătos. Să ai senzația că poți nu doar lucrul respectiv care ți-a ieșit tocmai, ci că poți multe alte lucruri, că ești omnipotent, da. Că ești... Eu am trecut și prin faza asta, bineînțeles. Hai să vorbim de... Iartă-mă, te rog. Da, pentru că succesul a venit destul de devreme și cu siguranță nu eram pregătită pentru el. Cine e pregătit la 20 ceva de ani? Mai ales când, să zicem, tranziția mea spre o viață publică nu s-a făcut nici în timp, ci brusc și nici într-un mod natural, dintr-un domeniu auxiliar, să zicem. Vin din zona de la drept și dintr-o dată propulsat în zona publică, știi? Adică hai să vorbim un pic despre asta, că e important și cred că inclusiv pentru tinerele care ne urmăresc e important să știe povestea din spatele, uite, succesului. Tocmai că poate reușesc să managerieze altfel lucrurile care le vin după aceea în viață. Deci la ce vârstă ai cunoscut succesul? Păi, cred că aveam, nu știu, 23 de ani. Eram deja declarată, luam primul premiu, cea mai frumoasă femeie din România, premiile TV Mania, le țin minte. Da. Eram atunci prima care o detrunase pe Andreea Marin, care era veșnica cea mai frumoasă a României. Și îți dai seama, eu cu o ilustră necunoscută, a fost un pic cam mult pentru o fată de la Iași, îți spun cinstit. Bun. După asta au urmat niște ani așa foarte, știi că aveam emisiunea mea la un post de televiziune. Da. Acolo ai început prima dată acolo în televiziune? Prima dată, da. În televiziune. Eu făceam, mă rog, mai făceam câteva reclame, așa, dar chestii pe care nu le luam niciodată în serios. În perioada aia eu, pentru că aveam o situație foarte dificilă familial, întotdeauna aveam un job adiacent, adică facultate, plus, ok, plus job... Întotdeauna câte ceva. Recent mă angajasem, în momentul în care a venit oferta să lucrez în televiziune, mă angajasem la o companie, vai, dacă îți spun, foarte unsexy, petrolieră. Superbă, da, mi se pare foarte sexy. Petrolieră, da, la departamentul marketing și n-am apucat să stau acolo decât câteva luni.
că a venit telefonul lui Radu Moraru, care m-a invitat la o probă. Eu i-am spus că am mai dat o probă în televiziune, nu sunt pentru asta, e cu siguranță, n-am luat nici măcar o poziție de prezentator de vreme, adică ce talk show vorbiți acolo, domnul Radu Moraru. Și totuși, până la urmă, m-am dus așa presată de insistentele lui, am dat proba și am luat-o. Am fost absolut terifiată, Ilinca, deci crede-mă, s-am un invitat în fața mea, despre care nu știu absolut nimic, într-o epocă în care internetul nu era un instrument la îndemână. Da. Și trebuia să întreb stânga-dreapta cine îl cunoaște pe Cutare și care sunt performanțe, ți le scrii pe hârtie să le înveți, să le spui. Nu mă gândeam decât ce îl întreb eu next, nu ascultam nimic din ce spunea omul. Eram varză și mai... Adică, nu, sub nicio formă, nu aveam niciun fel... Era nu că diletantism, era pafarism în ce făceam eu. Bun, și mi-am dorit foarte mult să perfecționez într-un fel sau altul treaba asta. Și atunci am plecat în Statele Unite, inițial să fac niște cursuri practic care să, țin minte că ăsta era dezideratul, să-mi îmbunătățească poziția, confortul în fața camerei. Mm-hmm. Și cum cursurile alea erau cursuri de actorie, m-a mușcat un alt, știi, alt virus. Exact. Mm-hmm. Mm-hmm. Și în felul ăsta am ajuns să fac actorie, de fapt și drept. N-a fost un deziderat a priori. Mi-am propus eu, am stat acasă și m-am uitat pe perete și m-am gândit cum, ce mișto ar fi să fiu actriță. Nu, am ajuns la asta descoperind lucruri despre mine. Dorind să evoluez și doi, având suficient de mult curaj de la nebun, pe care poți să-l ai numai la vârsta aia, încât să lași un viitor care, din punctul de vedere al, știi, mama, mătușa și orice femeie trecută prin viață cu familie și copii, ți-ar spune că să mergi pe drumul sigur. Respectiv. Pe drumul sigur. Da. Numai că eu sunt genul care riscă, încearcă și cred că foarte mult și-a dorit să-și descopere talanții. Știi? Nici acum nu știu exact ce știu să fac eu foarte bine. Cred că multe lucruri. Da, e o întrebare. E o întrebare care încă zace în mine, știi? Bă, ce știi să faci tu foarte, foarte bine? Știu să fac multe lucruri, dar foarte, foarte bine? Dar nu știu dacă există foarte, foarte bine asta. Există? Nu știu, e o întrebare, o punem. O punem. Să ne răspundă poate universul. Poate ne răspund oamenii. Sau, poate, uite, exact, sau oamenii. Le împărtășesc și ei gândurile exact, lor. Exact, exact. Adică, eu asta cu talanții, să știi că încă o mai dissect și o despic. E prevăzut ca pe lumea asta să fii foarte bun în ceva, dar nu mă refer neapărat profesional. Mm-hmm. Să știi că sunt oameni care sunt pur și simplu absolut foarte buni ascultători sau foarte buni, nu știu, deschizători de sticle de vin. Exact! Exact. Nu, vorbesc serios. Dar, adică, am aceste întrebări. Dacă talentul înseamnă pur și simplu o predispoziție să fii bun la ceva sau e într-adevăr un talent extraordinar pe care ai putea să-l ai dacă l-ai cultiva. Și dacă îl ai și l-ai cultiva, oare l-ai găsit? Uh-huh. Din toate lucrurile pe care știi să le faci, oare e unul pe care ar trebui să insiști mai mult? E foarte bine că spui întrebări. Asta e esențial. Am învățat și eu de la oamenii care au fost aici și pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului, da, că îți pui întrebări, asta e esențial pentru evoluția și pentru dezvoltarea ta ulterioară. Mi se pare că un modern oricum e un om cu întrebări, e un om care nu mai înghite așa orice gălușca mediatică, nu, nu, timpul ăla a trecut. Și noi am fost martore. Da. Am fost acolo. Bineînțeles. Astăzi digerăm lucruri. Până ajungem la... Pentru că mă interesează foarte tare și experiența pe care ai avut-o pe tărâm american, la Hollywood. Ziceai tu la un moment dat că n-ai fost pregătită, că Monica de la vremea respectivă n-a fost pregătită pentru succes. Cum era Monica de la vremea respectivă? De la 23 de ani, vis-a-vis, mă rog, de ceea ce ești astăzi, gândești astăzi, simți astăzi? Măi, eu cred că eram un om foarte închis, eram și destul de complexată, veneam de la Iași, mi se părea că absolut orice fată de la București e și bine îmbrăcată, uite ce stilată, uite ce rafinată, uite ce, așa știi, sufeream de complexul omului din provincie, da, bineînțeles.
Mi se părea că tot ce se întâmplă aici e absolut exotic, Doamne, deci aveam, da, mi se părea așa un fel de Mecca. Tărâmul dorințelor îndeplinite. Și apropo de ego? Acum, atunci nu știam să descompun lucrurile așa. Dar ziceai că a venit succesul și n-ai știut. Păi nu, cu siguranță. Poate a venit prea devreme. Prea devreme și ți-am spus să unui om care nu... Eu nu avusesem niciun fel de tranziție în zona asta. Uh-huh. Gândește-te că lucram la o companie, făcusem doar niște reclame, adică, dar nu eram parte din showbiz. Uh-huh. Și cred că, nu știu, la 8 luni după ce aveam emisiunea, ți-am zis, eram deja peste tot. Și ideea este că da, asta e ce se întâmplă. Așa mi-am explicat. Știi că încep să crezi că te pricep la multe, că ai dreptate tot timpul, că ce spui tu e adevărul absolut. Cum? Păi sunt atâția oameni care... Dragă de mine. Eu acum mă uit cu compasiune, știi? Adică eram un copil, mă. Da, bineînțeles. Un copil care, mă rog... Toleranță pentru asta. Da, bineînțeles. Nu am niciun fel de judecată. Dar asta nu înseamnă că nu sunt niște concluzii de tras. Și asta nu înseamnă că eu... Că felul în care eu am gestionat asta... E și felul în care ar gestiona altcineva. Sub nicio formă. Nu asta insinuez. Eu spun doar ce mi-a făcut personală. Mie. Da, uh-huh. Strict pe persoană. Dar ai luat decizii greșite, poate, sau ai făcut la momentul respectiv greșite pentru tine, pentru că erai sub influența acestui succes care, vorba ta, îți dădea aripi? Da, prima decizie greșită e să citești și să crezi osanale. Să citești osanale și să le și crezi. E o decizie greșită. Nu cred că e sănătos pentru nimeni. 1, 2. A doua decizie greșită este să citești ce se spune despre tine în general, bine sau rău. Pentru că ce se întâmplă e următorul lucru. Când citești osanale, absolut la nivel inconștient și poți să fii aici bine de tot, în controlul comportamentului și a ego-ului și a orgoliului tău și a emoțiilor. Ce se întâmplă la nivel absolut inconștient, tu, următorul lucru pe care îl vei face public, va fi un pic din ce ți-a adus aplauze și osanale. Pentru că, creează dependență, știi? Și atunci ce se întâmplă este că îți modifică comportamentul, tu nu mai ești autentic. Pentru că tu fugărești aplauzele, știi? Ești în căutarea lor. Ești în căutarea lor. Disperat de asemenea, ele, dacă citești detractări, ce se întâmplă este că următoarea dată când ieși public sau ai o acțiune publică de vreun fel, tu vei căuta ori să justifici, ori să-ți mulțumești detractorii. Ceea ce, din nou, îți alterează comportamentul. Tu nu mai ești tu autentic. Așa cum ai fi. Pentru că ba cauți să-i mulțumești pe unii, ba să obții de la alții aplauze. Și crede-mă, în momentul în care faci așa și în momentul în care joci ani de zile doar așa, la două capete, dar niciodată să, hei, stop, cine sunt eu? Ce am eu de spus? Ce am eu de împărtășit autentic și real? De ce există această frică? Că dacă m-aș arăta așa cum sunt, oamenii nu m-ar plăcea. Și de ce avem această nevoie disperată să ne placă oamenii? Validare. Și nu mi-am pus atunci problema. De ce dincolo de stai că mi-am pierdut ideea. Această nevoie de validare permanentă, dar nu îți imaginezi că momentul în care vei fi autentic de fapt și de drept asta va fi singura formă în care oricine de pe planeta Pământ se va conecta la tine? Pentru că e foarte adevărat, gândește-te, la ce ne conectăm noi când te uiți la televizor, la, nu știu, când te uiți într-un film, la un actor care joacă foarte bine, ce înseamnă să joace foarte bine? În primul rând joacă adevărat, da? Îl crezi, asta înseamnă corect. Autentic. Corect. Să știi că tu, de ce nu plângi uneori când plânge personajul pe ecran și altuia îi dă lacrima în colțul ochiului și tu ești cu muncii pe canapea, este pentru că unul fecuiește și pentru unul e adevărat. Altul e autentic. Da. Și asta se transmite la un nivel subliminar la care noi nu suntem conștienți. Mm-hmm. Asta înseamnă că noi căutăm și ne conectăm cu cei autentic în celălalt.
Mi-a spus la un moment dat Alina Pușcău, așa, da, care și ea a fost la un moment dat în industria asta a Hollywoodului, a jucat în câteva filme, a fost model internațional multă vreme. Și îmi zicea la un moment dat că actorii sunt foarte triști, că sunt foarte deprimați, dar lăsând asta la o parte, regăsesc în ce ai spus tu, că un actor, ca să fie bun pe rolul pe care îl joacă, trebuie să-și acceseze experiențele personale, fie pozitive, fie negative, și trebuie să intre în ele cu totul ca să-și facă personajul. E real asta? Da. Și despre asta este vorba. Dacă reușești să acceseze acel ceva, atunci, într-adevăr, poți emite autentic ceea ce ai de făcut. Foarte corect. Da. Asta este și școala pe care am urmat-o eu. Sunt și alte școli care te învață să lucrezi cu imaginația, însă atunci când lucrezi, adică ți imaginezi cam cum ai reacționa dacă ai fi tu pus în situația respectivă. Ok. Da? Deci ai o situație, nu știu, abandon de nu știu ce, și ți imaginezi cam cum ar fi. Ideea este că nu o să-ți imaginezi că nu știi efectiv, nu știi cum ai reacționat tu. Însă, școala pe care am urmat-o și la care înțeleg că în zona asta a fost și Alina, dacă a studiat chestia asta la studiouri acolo, sau dacă, dacă vorbește despre asta, ea vorbește în cunoștință de cauză, că pare foarte în regulă ce spune, este că tu practic într-adevăr accesezi experiențe care sunt oarecum similare și practic tu ce faci, lucrezi cu un substitut, adică emoția ta este absolut reală, doar că nu e cum îmi imaginez eu, uite, dacă m-ar părăsi soțul. Eu n-am soț. Și atunci n-aș putea să-mi imaginez cum ar fi dacă aș avea un soț, și dacă aș avea un soț, dacă m-ar părăsi, cum ar fi, oare cum aș reacționa. Nu se lucrează așa. Sunt absolut convinsă că sunt școli și care fac asta. Dar nu e o metodă care funcționează pentru mine. Însă, abandonul în sine, de exemplu, sau nu știu, absolut orice situație conflictuală, eu pot să înlocuiesc cu o experiență similară din sufletul meu, care are, să zicem, similitudine emoțională, impact emoțional similar. Nu neapărat circumstanțele sau persoanele sau nu asta se potrivește, dar eu am memoria afectivă foarte prezentă pentru că lucrăm destul de mult cu emoție. Gândește-te că, cel puțin la școală, bagi mâna așa în sufletul tău, în fiecare zi scoți lucruri, vorbești despre ele absolut deschis, toată lumea este... La școala asta de actorie, da, de care zici? A, deci un fel de terapie acolo, un fel de... Are o componentă terapeutică în sensul că o simți, dar nu există rezolvări. La terapie, tu cumva scoți lucruri din tine, da, le pui pe masă, ne uităm la ele cu tot o altă perspectivă decât mă uit eu singur acasă. Și există cumva o direcție spre vindecare. De vindecare. Da, în școală asta nu se întâmplă. De asta nu poți să-i spui terapie, pentru că ea are doar valoare constatativă. Adică, ok, constat că, uite că cu tărică sau cu taică-miu sau cu părinții sau cu nu știu cine, am niște chestii nerezolvate, pentru că în momentul în care îl substitui pe Vasilică, cu care m-am certat, nu știu cum acum, 21 de ani, simți ceva. Simți ceva. Și atunci e clar că acolo ar trebui să mă uit în direcția aia. Wow, mi se pare foarte interesant. Da, e foarte interesant. Ți-a plăcut asta? E enorm. Enormă. Dar eu cred că așa am devenit om. Vorbesc foarte serios. Pentru că altfel, gândește-te la anii 2000 în România. Nu există absolut niciun canal, nicio direcție. Psihoterapia avea o faimă, n-avea niciun fel de faimă, de fapt, ce drept, era mai degrabă un stigmat, și un subiect absolut tabu. Țin minte atunci că a apărut la un moment dat că mergea Cristi Chivu la terapie sau nu știu, printre primele persoanele publice care au vorbit despre asta, dacă mi-amintesc bine, dacă nu, Cristi, iartă-mă, măi, deci a zguduit România, știi? Adică, dintr-o dată, oamenii care mergeau la terapie erau oameni slabi. Da. Neapărat probleme. Nebuni, că nu a fost asta. Dar slabi, aveau probleme. Da, stai seama. Când mi se pare că pur și simplu te ajută uneori și un alt unghi din care să-ți poți vedea propria problemă. Perspectivă, sigur. Altă perspectivă. Deci, ca să școala, închidem subiectul ăsta, școala de actorie cumva...
te face în primul rând să admiți cine ești. Pentru că nu ai cum să dotezi un personaj cu invidie, cu răutate, cu acțiuni reprobabile, cu dacă tu nu ai identificat lucrurile astea în tine. Și noi suntem dotați cu de toate. Așa absolut e. De toate. Și atunci a fost cumva, știi că e foarte dureros, că ego-ul e mare. Adică nu-ți convine să admiți că da, am și momente când sunt invidioasă. Nu-ți convine, pentru că nu vrei. Tu ai în ochii tăi, tu ești perfect. Tu ai dreptate mereu. Și când greșești și știi că ai greșit, îți găsești 150 de circumstanțe atenuante. Corect? Așa facem. Ei, gândește-te că acolo trebuia să admiți, băi, sunt imperfect. Sunt ciobit pe toate părțile. Și ăsta e un lucru foarte bun, că uite, am mai de unde de să tragi, să muncești, să lucrezi, da, cu ce să lucrezi. Așa încât ca să ajung la următorul lucru pe care l-a spus Alina Pușcău, că actorii sunt niște oameni foarte triști. Cred că dacă tot scoți lucruri din tine și te joci cu ele și nici nu, mai ales cele care identifici că încă dor, nu le închizi într-un fel sau altul, nu cauți nicio formă de vindecare, mie mi se pare că devine destul de periculos pentru sufletul tău. Pentru că ajungi să noți în niște amintiri dureroase care nu au importanță. Că uite, am învățat tot în școala de actorie că o traumă e resimțită de un copil care, de exemplu, mama a coborât să ia pâine. Înțelegi? E resimțită la fel de puternic decât ca un copil căruia poate i s-a întâmplat, a pierdut un părinte. Adică intensitate, nu le poți pur și simplu, faptic, nu sunt comparabile. Nu e comparabil și traumatic, nu se cuantifică decât impactul emoțional. Nu contează ce a fost. Dacă a avut impact emoțional masiv, ăsta e singurul lucru care trebuie adresat. Nu evenimentul în sine. Știi că e Gabor Mate care zice că îl știi, știi despre el? E foarte tare, dacă dați peste el, citiți-l, ascultați-l, pe oriunde îl găsiți, spune că trauma nu e evenimentul în sine care ți se întâmplă, ci ce ți se întâmplă în interiorul tău când, da, nu ai cu cine să vorbești despre asta. Acolo încep să se frângă lucruri, să doară, să rămână răni deschise, care își cer drepturile. Pentru că ele influențează comportamentul. Aia e problema, știi? Că ajungem să fim influențați de... nici nu știu cum să... de găurile sufletești care sunt neplombate. Da, da. Pur și simplu. Și atunci de asta mie mi se pare că dacă există vreo formă de iubire de sine pe care eu astăzi o consider absolut esențială, este asta. Să te iubești pe tine suficient de mult cât să lucrezi la sufletul tău. Și să închizi toate lucrurile care dor. Și e de început cu copilăria. Și orice funcționează, că citești, că mergi la terapie, că te duci la un duhovnic, că te spovedești, că să știi că avem senzația că trebuie spovedite numai ce am făcut noi. Măi, nu, și lucrurile care ni s-au întâmplat. Mie mi se pare că sunt niște lucruri care trebuie puse pe masă. Pentru că dacă spovedania e o formă de terapie, păi astea sunt răni care trebuie vindecate. Ok. Foarte important, Monica, da. Pentru că mulți, mă rog, sunt oameni care fug cumva de zona asta a religiei pentru că li se pare îndoctrinată, li se pare veche, li se pare neadaptată. Știu toate contraargumentele, dar e absolut, eu respect absolut fiecare punct de vedere și inclusiv aceste perspective, e absolut ok. Omul trebuie să aleagă liber pe Dumnezeu, dacă vorbim despre asta. Și să aleagă ce simte sufletul lui, cu ce rezonează sufletul lui acolo. Cred că este una dintre cele mai interesante povești și experiențe pe care le-am auzit și ascultat până acum în viața mea, Monica. Și ești norocoasă că ai trăit asta. Vreau să știu ce a urmat după școala de actorie. A urmat castingul pentru Lost? Lucrurile astea se întâmplau în paralel. Școala de film americană nu prea se oprește. Adică eu am studiat practic treaba asta, am mers la școală vreo 10 ani. Da, nu e pe... Am terminat deci nu e șase luni, un nu, an, o întrerupi numai când filmezi sau nu ești în țară. În rest, mergi în permanență. Pentru că cumva accesul la propriile emoții,
Și în general, actoria e aproape ca un mușchi care trebuie exersat. Adică ei te cultivă foarte mult, îți cultivă această mentalitate de atlet. Adică trebuie să fii în formă tot timpul. Și atunci, da, mergeam la un studio, fosta mea profesoară e și antropolog, adică vorbim cu un om care a studiat natura umană, știi? Până în străfundurile ei. Da, și din foarte multe unghiuri. Și e o tipă, băi, e atât de faină, Ilinca, pentru că țin minte de prima dată, la primul curs, cumva ne-a spus copii, ca să înțelegeți cu cine vorbiți. Eu sunt un om care a făcut toate greșelile pe care vi le puteți imagina voi. S-ar putea să nu mă surprindă absolut nimic din ce veți spune pe scenă. Vreau să aveți acest confort. Am făcut de aia, de aia, de aia. Am fost măritat așa, am greșit așa, am fugit, am făcut, am căzut, am în toate felurile. Îți spune așa repede în mare, deci efectiv ca un fel de spovedanie publică. Care nu-i menită să se descarce femeia, pentru că ea e foarte bine, foarte asumată, foarte împăcată cu lucrurile, cu viața ei, ci să-ți dea ție confort. Să nu ai senzația că ce ai trăit tu, da, e stigmatizant sau e, da. Pentru că în momentul în care îți asumi, ea poate să te ajute să știi cum să folosești asta în... Mă refer la încărcătura emoțională a unui eveniment. Pentru că, repet, nu are componenta asta terapeutică, adică ea nu face nicio formă de vindecare și insistă să nu considerăm actoria o formă de terapie, ci mai degrabă, acum că mă uit în retrospect, aș spune că e o pregătire foarte bună pentru terapie, pentru că tu știi, într-adevăr, lucruri despre tine la un nivel de detaliu și la un amănunt la care poate un om obișnuit nu ar putea. Pentru că sau ajunge în ani. Sau ajunge în ani de zile, sigur că da. Dar și atunci că ai identificat, că ai lucrat, repet, gândește-te că erau exerciții, că ea e foarte aplicată, erau exerciții în care tu trebuia să te duci și până săptămâna viitoare să scrii spectrul de emoții și în ce situații apar. Adică te duceai la masă și te întrebai ce vreau de la omul ăsta, de la omul ăsta, uite că îmi doresc validare, de la omul ăsta, uite, vreau prietenia lui, pentru că... Și trebuia să descompui practic toate interacțiunile tale umane, să știi exact ce vrei, ca de la un personaj, pentru că asta e descompunerea pe care tu o faci a unui personaj. Construiești ce de vrea fapt personajul. De la cel cu care vorbește, cum face să obțină, care sunt obstacolele și așa mai departe. Și dincolo de asta, cine e el pentru tine? Cine e el pentru tine? Aici vine substitutul de care îți vorbeam, știi? Bun. Bref, și atunci, în funcție de interacțiunea asta, te uitai înăuntru tău și vedeai, ia uite că simt invidie în legătură cu asta, mi-aș dori și eu, uite, are corpul, nu știu cum, sau ce tip de gânduri avea, dar trebuia să le scrii, să le notezi și să le folosești mai târziu, când tu joci cu o tipă, nu știu, și aveți această scenă de doi și în care simți invidie pentru... Tu știi acum cum se simte, că ai simțit-o și ți-ai notat momentul în care a apărut. Bun. Deci, practic îți asumi tot ce ești, cu de toate. De asta cred că am dezvoltat așa o toleranță foarte mare pentru oameni în general, adică pentru că le știu de la mine. Le-ai înțeles? Le-am înțeles, da, da. Și știu care e mecanismul, știi? Și înțelegi și omul care nu a ajuns acolo. Oh, da, da, bineînțeles. Și pentru că asta este totuși un drum, eu am ajuns acolo pe repede înainte, a fost cumva nevoită, știi? Dar în general, repet, actorul dacă nu se ocupă, dacă tot ce a identificat în sine rămâne așa suspendat, poate deveni foarte, e periculos, deprimant, poate să-l ducă într-o pantă foarte... foarte greșită și foarte întunecată. Pentru că dacă vă întrebați de ce citim despre oameni fabulos de talentați că au murit în urma unei supradoze sau că au avut un sfârșit absolut tragic, are legătură și cu asta. Pentru că bolile cele mai periculoase nu sunt cele care ies la un CT scan sau în analize. Sunt cele sufletești. Alea pe care le duci pe picioare, știi, și despre care nu vorbești cu nimeni. Și despre care nici nu știi de multe ori.
Da, și despre care nici nu știi. Și gândește-te că sunt atât de mulți oameni care au trăit toată viața lor într-un disconfort sufletesc sau cu niște neajunsuri, dar nici nu știu că se poate altfel. Nici nu-și imaginează că s-ar putea să simtă ușurare sufletească sau să nu se mai simtă atât de ciudat în propriul lor corp. Iar asta îi sperie, că e necunoscut, că n-au trăit asta niciodată și... Da, și singura realitate și singurul mediu familiar e durerea, suferința sufletească. Nu vreau să mergem acolo, vreau să mergem înspre lucruri frumoase. Cum e experiența asta, Monica, să fii actor la Hollywood, să joci într-o producție de succes cu actori mari, cu nume mari? Cum ai simțit toată treaba asta? Vis-a-vis, raportat, știi, iarăși la succes, la ego? Uh-huh, uh-huh. Acolo nu prea a avut timp să se umfle ego. Știi de ce? De ce? Pentru că era un echilibru, un balans foarte sănătos dintre 100 de respingeri și o reușită. Ok, ai avut parte de asta? Băi, da, normal. Adică te-ai dus la mai multe castinguri? Foarte multe castinguri. Foarte multe. Deci, oameni buni, dacă își imaginează cineva că am fost la un casting și ei au zis: "Aha, tu ești." Nu. Efectiv, nici nu poți să te mai bucuri că n-ai luat un rol, pentru că tu ai cele 140 de respingeri din... De dinainte. Da! Nu! Acolo, efectiv, și stai puțin, că și asta e o treabă. Ți le iei personal la început? Ai senzația că n-ai fost bun? Poate că nici n-am fost la început. Mm-hmm. N-ai, neexperimentat. Poate am făcut greșeli de casting, greșeli tehnice, nu contează. Dar la un moment dat înveți și toți le iei personal, că e despre tine, că sigur. Știi de ce? Pentru că tu ai niște vorbe pe hârtie pe care trebuie să le înveți, dar tu le dai viață cu emoțiile tale. E foarte greu. Eu nu mă duc acolo să prezint un proiect la care am mai lucrat cu doi colegi. Uitați, astea sunt niște cifre, e ceva exterior mie. Mm-hmm. Nu. Eu mă duc și scot inima și ficatul și îl pun în fața ta și tu spui: "Nu, mulțumim frumos." Și treci prin asta de 140 de ori. Până când spune cineva: "Da." Și tu ești țață, nu e o greșeală? Cum eu, da? Deci de asta spun, nu prea a avut timp acolo să se umfle ego. Wow. Acolo a fost o perioadă de regăsire de sine, mai mult, de redimensionare, așa, și restructurare, știi, a echilibrului, mm-hmm, dintre ce ți iese și mm-hmm ce nu ți iese. Mi-a fost foarte utile toate respingerile, toate rolurile pe care nu le-am luat. Și uneori chiar n-are nicio legătură cu tine. Bă, dar nicio legătură. Adică zero. Pur și simplu își doresc blondă, înaltă, se duc în altă direcție cu personajul. Da. Sau oponentul tău, îmi pare rău, e mai scund decât tine, dar ție nu-ți spun toate lucrurile astea și ne trebuie cineva mai... Păi, și niște chestii care n-au nici zero legătură. Dar tu stai acasă și îți faci gânduri. Și treci prin toate lucrurile astea și dureri de stomac și... A fost o perioadă foarte frumoasă. Eram atât de... De dominată de aceste emoții și eram atât de mult prins în jocul ăsta. Iau rolul ăsta, nu iau rolul ăsta, oare o să mă respingă și tura asta? Încât, crede-mă, mi-amintesc perfect, înainte să intru la o audiție, la o probă pentru un film, măi, era canapeaua din zona de așteptare. Mai era poate un coleg, o colegă care mergeau pentru alte roluri sau chiar pentru rolul meu. Îmi bătea atât de tare inima încât aveam senzația că mișc canapeaua cu toți oamenii ăștia de pe ea și efectiv mă uitam la ei să văd dacă cumva se uită la mine: "Tu faci asta, știi? Tu mișc canapeaua." Deci tu îți dai seama sub ce stres trăiam, sub ce angoasă, o chestie absolut autoindusă. Absolut autoindusă. Că nu e ca și cum îmi punea cineva Pistolul la tâmplă, trebuie să iei rolul. Da, măi, o nebunie. Mult. Cred că era un vis, o dorință mare. Câteodată mă atașam de rol și îmi doream rolul respectiv. Câteodată era un serial la care chiar mă uitam și eram fan și aș fi dat orice să joc în serialul meu favorit. Câteodată era, nu știu, vreun star foarte tare care era atașat de proiect, chiar dacă n-aveai tu scene cu ăla, da. Nu contează, ți-ar fi plăcut. Sau pur și simplu câteodată, băi,
nu mai luase un rol de atât de multă vreme încât aveai nevoie de un rol ca să îți confirme că ești cât de cât talentat. Acolo, da. Înțelegi? Da. Adică toate lucrurile astea se întâmplau. Wow. Lumea are senzația că e un drum lin, întins. Da, așa nu? Pare, Monica. Nici pentru cei cu mult mai talentați decât mine nu e. Nu așa e. Pare din exterior. Toată lumea luptă pentru... Ia, uite! Nu, no. Nu. Și să știi că e... Te învață foarte mult asta, pentru că respingerea repetată te... Știi ce te învață? Te învață să o gestionezi corect. Picioarele pe pământ. Da, și să o gestionezi corect. Pentru că altfel te distruge. Nu reziști, nu rezistă absolut nimeni. Psihic, te... Da, te da. Da. Și ai ajuns acolo. Uh-huh. Și ai jucat. Uh-huh. Și ți-a plăcut. Mult. Foarte mult. Și ai fost apreciată și lăudată. Au venit osanalele. Oh, da, pentru da. Că te-ai descurcat foarte bine. Da. Adică a fost da. Mănușă, mănușă. Osanalele mai mult veneau de aici, din țară, știi? Acolo... Păi... Da. Din mă rog. Țară, îți dai da. Seama. Na, sigur. Na, din țară. Uh-huh. Și? Așa. Adică eu vreau să ajung la... De ce nu ești acolo? Ah, de ce nu sunt acolo? Da. Păi în 2016, când am venit în coace, am venit pentru că mama a avut un episod legat de o problemă de sănătate care m-a pus lucrurile așa într-o perspectivă foarte... foarte serioasă. Oh, wow. Pentru mine. A pus lucrurile într-o perspectivă foarte serioasă. Mi-am dat seama că ar trebui să fiu un pic mai mult aici. Pentru că eu eram genul care... Și vorbeam pe... Skype. Bă, mm-hmm. Nu. Și atunci când am venit în perioada respectivă, a venit o ofertă, eu am luat-o, a venit o ofertă de emisiune. Mm-hmm. Eu am luat-o zicând, perfect, am și un motiv să rămân, să mai fiu, da, sigur, în zonă. Și apoi din asta a venit o altă ofertă, un film de lungmetraj și apoi dintr-una în alta serialul, Vlad, știam că filmez, că sunt niște sezoane și uite așa, am și început să simt că vreau să fiu aici. Eu sunt un om foarte liber, aș putea să locuiesc oriunde, nu mă ține absolut nimic, știi? Dar am și început să simt că, băi, da, aici simt să fiu. Mi-a lipsit și am înțeles că mi-a lipsit asta numai după ce am ajuns încoace. Mi-a lipsit profunzimea unei relații cu un om, cu un prieten. Eu mi-am dat seama că, sigur, aveam prieteni și am și acum în continuare prieteni în Los Angeles, dar niciodată n-am ajuns la o profunzime care să fie satisfăcătoare sufletește. De ce? Pentru, știi de ce? Pentru că distanțele sunt mari, ai zice ce legătură are. Are legătura. Distanțele fiind mari, joburile diferite, că nu erau neapărat actori, joburile diferite, apuci să te vezi destul de rar. Când apuci să te vezi rar, discuția se oprește la administrative, logistici, ce ai făcut, ce, cum exact, e, exact. Sunt într-o situație. Nu apuci niciodată să ajungi în adânc, pentru că ar trebui să te vezi de câteva ori. Mai des, da. Da. Și atunci prietenii numeai orice cunoștință cu care te frecventai, să zicem așa, o dată pe lună. Oh, wow. Da, da, da. Adică noi aveam, eu aveam prieteni cu care, ce faci pe 18 octombrie? Da. Ne vedem la o cafea? Da. Așa? Da, așa. Păi tu îți dai seama când am ajuns eu înapoi în țară și mi-am dat seama că poți să zici, ce faci? Ești disponibil? Hai să mergem la un film. Da, sigur. Eram toamne. Zic, asta e minunat. Ce știi tare. Ce zic? Bun. Dar când aveai o problemă, Monica, alo... Îmi vine să am plăcat. Acolo versus aici. E, incomparabil. Iarăși incomparabilă. Sprijinul, adică, da. Din punctul ăsta de vedere, dacă nu ai aceste nevoi, să zicem, emoționale, ca ale mele, de conexiune profundă, pentru că asta este nevoia mea asumată, mă definește, cred că e absolut ok. Dar repet, eu nu mi-am dat seama cât stăteam acolo, că de fapt asta lipsește. Simțeam sigur că nu e, dar nici n-aveam când să ajungem asta, la că erai la adâncim, hamat da, acolo da, în da, tot felul da, de da. Activități, de proiecte, exact, de chestii și distanțe și, atunci... și lucruri de făcut și da. Iată. Iar aici, mă rog, am redescoperit asta și mi s-a părut că dincolo de mama și de familia mea cu care astăzi am o relație reală,
autentică, asumată. Îmi place familia mea, băi, îmi place de ei, sunt niște oameni faini. Adică nu doar pentru că sunt mie rude de sânge, chiar sunt niște oameni foarte mișto. Și am ajuns într-adevăr să avem o relație și pentru că întoarcerea mea cumva a fost și o trezire în sensul ăsta. Iar pandemia chiar ne-a unit, da, și ne-a conectat într-un mod, cred că autentic e cuvântul care îmi vine în minte, clar. Dar pe lângă familie, Monica, prietene, crezi în prietenia sinceră și reală dintre femei? Doar asta am, da. Doar de tipul ăsta am, da. Mi se pare că dacă ai o prietenie în care sinceritatea nu e o opțiune pentru că se julește cineva în orgoliu, aia nu e prietenie, nu. Și mi se pare că ai face rău să întreții o relație cu cineva perindu-i orgoliu. Adică chiar îi faci rău, nu-l ajută cu nimic în viață. Serios. Zice așa că da, datoria de prietenă este întotdeauna să te sesizeze, să-ți spună blând, așa cum poate ea. Neapărat, lucruri cu blândețe. Orice, sigur. Cu blândețe, nu cu judecată. Prietenia nu este un spațiu în care judecata e permisă, pur și simplu, adică exclus. Dar invidii n-ai simțit? Față de prietene? Nu tu față de ele, din partea lor. Nu. Nu? Nu. Da? Zici? Nu întreb. Nu. Ai zis de invidii, că ai învățat să descoperi sentimentul. Eu știu cum arată invidia, pentru că am identificat-o în școală în mine. Ideea este că în momentul în care există invidie, simți separare între tine și prietena ta și nu știi de ce. Dar poate adică, că nu e prietenă foarte bună, poate că e... Da, zona 2 nu intră în calcul, adică nu mă uit foarte atent. A. Dacă acolo nu e chimie sau chimia e off, din orice motiv, că e invidie, nu stau să mă uit, știi? Din orice motiv, că n-ai de unde să știi nici perspectiva femeii, nici cu ce asociază ea, ce crede ea că ai tu și n-are ea, nu. Deci asta e ceva cu care nu-mi bag cap. Dar vezi, sunt curioasă acum de... Dacă tu ai simțit invidie, de ce ai simțit-o? Ei, cum să nu? Da, am avut tot felul de astea, femeiești. Mi-ar plăcea să am corpul cu tare. Dar nu știu, tot felul, crede-mă. Și uite, tot ce ți se pare ție că nu ai și te-ar împlini, ceea ce e o prostie. E o iluzie falsă. Pentru că nu te împlinește ce nu ai. Nu, ești absolut împlinit așa cum ești. Noi eșuăm să vedem asta. Dar gândește-te că la tot spectrul de lucruri pe care eu consideram că mi-ar plăcea să le am. Să le ai. Da, simțeam. Nu neapărat invidie o ceva manifestat, dar simțeam în sufletul meu că mi-ar plăcea. Uite, vezi, interesant, pentru să că, repet, cum e ea, sau... se vede cu ochiul liber, ești o femeie superbă și pe exterior și pe interior și mai spun asta încă o dată. Dar n-avea neapărat... Ar fi... Vezi? N-are nicio legătură. Da, tu știi foarte bine, n-are nicio legătură. Da. Dar să știi că eu invidiez și o femeie cu simțul umorului ridicat. Asta și eu recunosc. Adică mi-ar plăcea să fiu Maria Popovici, adică să am umorul Mariei Popovici. Ce mișto ar fi! Da. Să ai și umorul ei. Da. Monica, acum ești binecuvântată. Da. Oh. Nu. Astăzi chiar nu sunt o femeie nemulțumită, să știi. Dar nu pentru că s-au bifat multe lucruri și am ajuns să am de toate și nu, oameni buni, pur și simplu s-a schimbat perspectiva. Că de fapt și de drept ăsta e singurul lucru asupra căruia tu ai control, asupra perspectivei tale, felului în care te uiți la lucruri. Ele se vor întâmpla oricum. Mm-hmm. Da? Deci nu poți controla absolut nimic din ce te lovește, din ce vine spre tine, din ce face cel din fața ta, de lângă tine, din... Da. Nu poți controla. Mai mult sau mai puțin. Da, mă rog. Da, înțeleg, ce perfect poți controla, ce spui. Controlezi, da. Ce nu poți controla, e foarte clar că va veni spre tine. Singura putere pe care o ai e asta. Ce gândește-te că... Cum reacționezi, da? Care e atitudinea ta, care e perspectiva? Da. Și să știi că aia e proba... E olimpiada cum reacționezi. Pentru că mie mi se pare că pregătirea, antrenamentul este, de fapt și de drept, o luptă cu gândurile. Acolo mie mi se pare ABC-ul, baza. Lupta cu gândurile. Ce gânduri accepti, cu ce gânduri trăiești, cu ce te hrănești. Ce manifesti.
Păi manifesti, da, ce gândești. Și uite așa, da, am făcut și o rimă mică, da. Dar cam așa e. De fapt și de drept, absolut toate disciplinele, nu vorbesc de vreo disciplină spirituală, ci absolut toate disciplinele, de la psihologie, cunoaștere de sine, guru, de care vrei tu, tot felul, absolut, da, toată lumea care pune problema evoluției umane la modul cel mai serios, vorbește despre primul pas, lupta cu gândurile. Fără asta, nicio șansă. Deci mie mi se pare că până nu reușești să dai bobârnace gândurilor care sunt negative sau a scenariilor posibile, care nu se vor întâmpla cel mai probabil niciodată, dar pe care le brodezi imediat în mintea ta, care, fii atent, știi că neurologic se aprind aceiași centri ca și cum experiența ar fi absolut reală. Trăită. Deci asta înseamnă că eu singură îmi fac rost în imaginația mea de experiențe traumatice în care eu o să fiu rănită, înșelată, sau nu știu, păcălită, sau nu știu, sau se va întâmpla ceva, sau voi fi bolnavă, voi nu știu ce, sau voi cădea, nu știu unde, sau fac accident, sau nu știu ce, tot felul de scenarii. Tu îți dai seama că noi le trăim, de fapt, și drept emoțional, și apoi mergi mai departe și te întrebi, băi, dar la nivel celular, la nivel, adică că există o psihosomatizare, exact, deja certificată. Păi se eliberează, da, 2022, da, da, deci am învățat, da, despre lucrurile astea. Da. Ce se eliberează? Ce se întâmplă? Și atunci când înțelegi că de la gânduri tu practic îți otrăvești corpul, cum să nu lupți cu ele? Cum lupți cu ele, Monica? Păi știi că ai 3 secunde să le dai un bobârnac. Explică-mi. Păi nu știu, îți vine un scenariu negativ. Un scenariu negativ. Fac pană la intersecția, la a doua intersecție, plecând, da, de aici, de la emisiune. E doar imaginația mea. Deci asta spui, e doar imaginația mea, bazată pe o frică, marș, gata, out. Da. Atât. Da. Și ai trecut mai departe, ți-ai mutat atenția pe altceva, dar nu ai mult timp. Adică dacă tu ai, dacă gândul ăsta a venit și deja ți-a intrat în sistem, ți-a intrat în sistem, la revedere. Și l-ai, e ca și cum ai mușcat din măr, la revedere. Îl scoți foarte greu. Pentru că el provoacă o întreabă, bun, ai făcut pană, stai puțin, pe cine sun? Imediat, încep să trăiești, da, pe cine sun? Stai puțin să văd, am un număr de telefon, dar dacă nu sunt cu Dana? Dar dacă sunt, al meu nu răspunde, ea fi, dar să dacă, fie. Și rămân acolo și începe și mai vine și poliția și nu știu ce, aoleu, și iată, o întreagă dramă pe care tu o trăiești. Cât de important e asta? Cât de important e asta? După aia, hai să luăm încă un exemplu foarte mic. Noi mergem la evenimente, da? Că asta e cumva parte din job. Extensie. E, gândește-te, se uită la tine, nu știu, bă, mi s-a părut că s-a uitat nu știu cum. Cineva. Poate săraca femeie, nu știu, cineva. Începi cu gândurile. S-a părut că s-a uitat nu știu cum, dar ce-o avea cu mine? Dar oare tu cheltui jumate de oră brodând un scenariu, ce ar putea să aibă nu știu cine cu tine? Sau de ce mi-a spus în pasant așa bună ziua sau la revedere sau n-a stat? Mi s-a părut că are ceva, dar ce ar putea să aibă? Și încep și brodez un scenariu întreg în care de oară fi de la aia, de oară fi de la cealaltă, de nu știu. Dar ce-am făcut, ce-am zis, dar ce-am făcut? Femeia săraca, cine știe ce, avea copilul bolnav, a ieșit în fugă, ți-a zis, pa, Ilinca, și e disperată să pună mâna pe telefon să-și sune bona. Niciodată nu ne gândim în felul ăsta, întotdeauna e, s-a întâmplat ceva, e despre noi. Ideea este că, din nou, tu ți-o trebuiești, practic, corpul într-un final, știi, că am vorbit despre lanț și cum se întâmplă lucrurile astea, din ce am citit și eu, repet. Și atunci te întrebi cum să nu merite asta, să nu fie o luptă asta demnă de dus. Adică vorbim, nu ne anulăm prudența și capacitatea de a estima un pericol. Adică nu plec fără benzină de acasă sperând că nu o să rămân fără în drum și o să încurc circulația. Păi, Doamne, aia e inconștiență. Da, dar asta e una. Cealaltă, speculația noastră și mintea are o capacitate speculativă absolut incredibilă. Așa e. Și ajunge, uite așa, să te conducă aceste gânduri negative și mai ales dacă ai o predispoziție să și suferi de scenarită, să trăiești într-o lume. E o boală asta? E o boală asta? E boală scenarită, da. Așa, iartă-mă, scuze-mă. Într-o lume? Da, într-o lume absolut imaginară, plină de pericole și de suferințe. Ajungi, uite așa, să te trezești într-o zi cu un atac de panică. Da? Și nu știi de unde ți-a venit? Stai că până acum n-aveam. Păi da.
Da, bineînțeles. Și de unde? Păi pentru că îți alimentezi și corpul și psihicul, practic, doar cu scenarii posibile negative. Aș putea să leșim pe stradă. Iată, un alt, și dacă nu e nimeni care să mă ducă suficient de repede, dacă fac, dacă epilepsie, dacă, da, știi? Dar de ce uite să leșim? Așa. Păi uite, mintea speculativă găsește, poate găsește, să găsească, găsește. Și vrei să-ți spun ceva? Mai ales dacă e învățată să fie așa. Și da, care exercițiul ăsta așa operează. Și doi, dacă ești învățat să preiei prin transfer. Pentru că îți povestește o prietenă, băi, știi ce i s-a întâmplat lui Cutărica? A leșinat la volan și era cu copilul în spate. Să ferească Dumnezeu să ai copil și să fii șofer. Deci cum? Mai ales dacă ai tipul ăsta de minte, știi? Deci, da, pentru mie, că proiectezi ei de acolo și proiectezi. Mie mi se pare, da, că e o luptă care merită dusă, că e foarte importantă și că e de gândit. Uite, oamenii care se uită la noi poate ne împărtășesc și ei din gândurile lor. Ce simt? Care e calitatea vieții lor? Și în ce fel de gânduri? Ce tendințe au? Trăiesc, știi? Da. Ce fel de gânduri trăiesc, da. Da. Apropo de gânduri, apropo de lucrurile pe care le simțim, cum ne hrănim, uite, cu gânduri pozitive, mintea, astfel încât toate să ne meargă bine și să nu cădem în cealaltă extremă. Tu cum îți hrănești sufletul, Monica? Mm. În primul rând, cu această curățenie a gândurilor, adică fac curat în gânduri. Câteodată mai scap mingea, des scap mingea, dar îmi dau seama că e o luptă continuă, adică efectiv nu ești atent și dintr-o dată și te trezești și stai puțin, dar cum am ajuns să mă gândesc eu la acest scenariu sinistru? Sau stai, oh, alo, dar suntem oameni. Scăpat mingea, da, sigur că da, dar la început e nevoie de vigilență. Într-adevăr, vreau să spun că calitatea vieții mele, a interacțiunilor cu oamenii, s-a schimbat în momentul în care sunt atentă la ce gândesc. Și să știi că, adică nu vorbesc doar de, încerc să elimin gândurile de judecată, de încep să nu mă mai facă să mă simt absolut deloc bine. Și imediat mă dau peste mână. Alo, ce gândești? Dar de unde știi tu că, dar poate Cutărică are o problemă sau poate imediat îmi anulez absolut orice tendință, știi? Iar asta te împlinește. Pentru că îți îngreunează, că vorbim doar așa, îți îngreunează conștiința, de fapt, și de drept. Greutatea sufletească pe care omul resimte, când spuneam sufletul greu, este de fapt o conștiință nedescărcată. Necurățată. Știi? Da. Sunt lucruri pe care, sigur că da, dacă ai o interacțiune publică cu cineva sau ești la o petrecere sau suntem pe terasă și vorbim, nu o să-ți mărturisească omul ce are pe suflet, neapărat, poate. Dar cel mai probabil o să picteze poate o imagine perfectă sau o să spună de câte lucruri e el foarte mulțumit în viața lui și nu știu ce și ce mișto vacanță a avut. Dar real, când pune capul pe pernă, cred că fiecare dintre noi are lucruri pe care le regretă. Care prin prisma adultului care e astăzi sunt chestionabile. Fie că sunt lucruri dintr-un trecut îndepărtat, fie că sunt mai de dată recentă, fie că sunt întâmplate astăzi. Conștiința nu doarme, adică nu poți să-ți anulezi conștiința. Și atunci greutatea sufletească, sufletul se îngreunează în momentul în care conștiința nu e eliberată. Nu e eliberată, da. Regrete ai? E, cum să nu? Da! Sunt niște regrete. Adică mi-aș fi dorit așa la instinctiv să fi ales altfel în anumite momente. Da, în același timp. Îmi dau seama că dacă alegeam altfel nu aș fi putut să ajung aici. Dar dacă alegeam altfel, cine știe unde ajungem? Asta nu înseamnă că era neapărat ceva mai bine. Exact. Pur și simplu. Dar cu siguranță, adică sentimentul de regret, sigur că există, cum să nu. Și le las spovedanie pe toate. Să fie. Da, cum să nu. Fericirea ce înseamnă pentru tine, Monica? Înseamnă comuniune, înseamnă armonie, înseamnă conexiune. Mă simt
asta e mai mult e o împlinire, dar vezi tu, pentru mine fericirea nu are o definiție cu note înalte, note acute. Uh-huh. Adică nu e exuberanță și nu e intensitate. Cât e mai degrabă, are de-a face cu echilibru și cu armonia. Să știi. Adică pentru mine o conexiune profundă și autentică e ceva ce seamănă foarte mult cu fericirea pentru mine personal, cel puțin. Ce frumos! Un om lângă care poți să fii autentic, în jurul căruia poți să fii autentic, și eu am, slavă Domnului, am oameni de ăștia în viața mea, că doar așa i-am ales. Nici măcar ar fi, sună așa condescendent și superior, i-am ales, pur și simplu ne-am conectat, i-am atras. Hai așa, da. Pentru că în momentul în care lucrezi la tine, să știi că oamenii se triază în jurul tău, pentru că pur și simplu nu mai ai rezonanță și cu alegi unii. Energetic cumva, așa e, tot chestiune de alegere. Știi? Dar caut asta și să știi că mă împlinește foarte tare orice conexiune reală, bă, da, adevărată. Nu bazată pe poziții, pe felul în care m-ai putea tu ajuta și eu pe tine, funcții, da. Nu pe o bifare de nevoi. Nu sunt prietenă cu tine pentru că mă asculți, nu, ci pentru că în primul rând avem o conexiune profundă, sufletească. Și da, restul, sigur că da. Dar te și ascult, mai ales aici. Exact. Chiar te ascult? Tu chiar mă asculti, da. Am observat asta. E foarte satisfăcător să știi să fii ascultat. Știu. Uh-huh. Știu, mi-am dat seama tot așa, întrebând, uh-huh, punându-mi întrebări, văzând, analizând ce se întâmplă în jurul meu, uh-huh, și tocmai de asta am și denumit podcastul de asemenea natură, te ascult, pentru că e foarte important și da, satisfăcător. Nu mai avem timp să facem asta, mi se pare, le avem pe ale noastre multe, astfel încât vorba ta, discuțiile de suprafață, ce ai mai făcut și cum ești, totul bine, totul nu știu am parcă am niște... Acolo se oprește totul. Da, exact. Dar uite că avem aici ocazia, exact, să facem și să ascultăm lucruri senzaționale. De dezamăgiri ai avut parte, Monica? Ei, da, sigur, l-am interpretat. Venite din partea oamenilor, vreau să zic, nu pe plan profesional sau altfel, uman. Da, sigur că da, dar să știi că dezamăgirile astea, mi se pare că pentru ele... mai degrabă eu sunt responsabilă. În sensul că eu nu mă raportam la om așa cum era. Adică sunt oameni care dădeau semne, că nu erau ce am proiectat eu despre ei. Știi ce zic? Că eu mă raportam la o proiecție. La o proiecție care avea niște detalii perfecte. Și atunci normal că te șochează când omul face ceva care nu se potrivește cu proiecția. Și hopa, noi spunem mai dezamăgit. Dar vezi tu, nu era vina omului. E vina mea, pentru că eu mă raportam, eu interacționam cu proiecția, nu cu omul. Repet, semne, știi cum e când un om te dezamăgește, dar semnele erau acolo. Așa e. Când un om, de exemplu, interacționează cu tine, luăm un exemplu, în funcție de poziția ta și poziția ta se schimbă și tu vezi că prietenia a dispărut odată cu asta. Și te întrebi, m-ai dezamăgit când am văzut că... Nu! Erau, semnele erau acolo, doar vedeai că nu e nimic autentic. Te-ai îmbătat cu faptul că aveți o prietenie reală, dar în realitate nu era așa. Semnele cu siguranță erau acolo. Mamă, ce tare e asta, Monica, foarte tare e asta. Da, așa e. Da, așa e. Așa e, dar nu vedem asta. Noi ne îndrăgostim de proiecții, de inclusiv și ne place să le facem, noastră. Calea-s perfecte. Mm-hmm. Da, exact. Există această, bă, de ce vrem perfect? De ce? Știi de ce? Acum mi-a venit răspunsul. Eu cred că pentru că nu vrem suferință. Pentru că imperfect s-ar putea să vină cu suferință. Corect. Corect. Dar și asta, vezi, e bună la ceva. Cazi. A, suferința, sigur, de multe ori. Eu mare profesor. Eu mare profesor dacă... Dacă și înțelegi ceva din ea. Da, și dacă, cred că... Mă, dacă... Știi, să te uiți la ele. N-am știut să-ți dai seama multă vreme. Dar a trebuit să învăț. Ca și respingerea. A trebuit să învăț să o gestionez. Cât de important. După, îți dai seama, 150... Doamne, cred că nimeni nu-și imaginează prin câte roluri prin câte probe trebuie să treci ca să bucuiești în sfârșit un rol. Da! Deci...
n-ar rezista, cred că, mulți psihic. Pentru că e foarte dezarmant. Sunt foarte mulți. Ai senzația, bă, merg în gol, dar oare mai e locul meu aici? Nu e. Da. Hai să vorbim un pic și de frumusețe, Monica, te pentru rog. Că n-am cum să nu vorbesc cu tine despre frumusețe. Da, cum să nu. Ai avut momente în care ai fost privită doar ca fiind o femeie frumoasă? Pentru că ești numită femeie fatală. A, tu nu citești, am citit eu. Da? Am citit eu. Deci dar ești... în ce sens fatală? Omor? Sau ce? Nu, răvășitoare, superbă. Toamne, ce pitete. Așa. Mi-a venit să zic o glumă acum, era cineva pe internet. Adică îi dai fatală bărbatului când te vede. Practic tu treci, te vede. Vali, da. Am zis bine? Există expresia asta? Da? Doamne. I-ai dat fatală, da. Deci ești femeia fatală, am citit eu, așa se scrie despre tine. Adică ești o femeie superbă. E un lucru bun. Ok. Ok. Mă gândesc că e poate de la Carla, personajul meu din Vlad. Am închis paranteza. Așa. Care era o fatală. Era, că te-am urmărit, te-am urmărit. Da. Mă rog, nu știu. Eu am luat-o care legătură cu frumusețea ta. Ok. Și eram curioasă dacă au fost momente în care oamenii te-au perceput doar ca fiind o femeie frumoasă și atât. Lucru care e clar, știi? Cumva noi, femeile care suntem frumoase... Că și eu pot să spun despre mine asta acum, după ani de zile. Ești. De... Mulțumesc. Confirm. Ești foarte frumoasă. Cumva, mulțumesc din suflet, avem la un moment dat senzația că oamenii ne văd ca fiind doar atât. Știi? Adică nu vor să vadă înăuntru nostru, în mintea noastră, că putem și mai mult. Eu, cel puțin, cu asta m-am luptat mult de-a lungul carierei mele până acum câțiva ani de zile, să demonstrez. Că se deșteaptă, că pot, că zic, că am vorbele la mine, că fac, că drecă. Am mult, mult de tot m-am luptat cu asta. Acum e pace. Dar ai fost și tu în vreo situație de genul? Da, dar eu am fost responsabilă pentru asta. Spre deosebire de tine. Știi de ce? Pentru că inițial, când am intrat în viața publică, cred că nu eram capabilă să evaluez, să zicem... unde și în ce fel și ce se poate discuta. Adică nu puteai să te aștepți la un ziar care are două coloane mici de povestit despre tine, să te apuci tu să intri în niște profunzimi, pentru că niște discuții mai profunde. De acord. Și ce se întâmpla? Această incapacitate a mea de a evalua unde apare, de unde este jurnalistul, în ce publică și cât spațiu are și ce tip de publicație e, m-a confruntat cu următoarea situație. Ce aveam eu de povestit și mi se părea interesant, pica la montaj, ca să zic așa. Și rămâneau niște detalii care erau așa absolut... Uite, că vorbeam despre frumusețe, dar nu în felul ăsta. Ce măști folosesc sau ce nu știu ce. Dar normal, dacă revista era o revistă pentru femei și avea atâta spațiu și ăla era subiectul și eu m-am apucat să perorez despre suflet și ce altceva prostii îi mai fi scos eu pe gură, normal că pe femeie nu o interesa și a picat la montaj. Dar în mintea mea, la mine s-a înregistrat altfel. Că ce am eu de spus, de fapt, nu e interesant. Că nu e interesant decât ce am de spus în legătură cu felul în care arăt. Și uite așa, hrănindu-mă în permanență cu acest feedback imaginar, dar repet, venea din incapacitatea mea de a evalua cu cine vorbesc, pur și simplu, pentru că nu aveam acest exercițiu și nici nu cunoșteam piața publicațiilor, să fim serioși. M-am trezit că eu am început să mă cenzurez. Eu m-am oprit să împărtășesc din mine foarte mult. Vorbești serios? Da, eu am fost responsabilă de asta. Eu aveam această viață profundă ascunsă, nu știa nimeni, toată lumea avea senzația că Monicuța e doar atât, de repet, asta e pentru că mi se părea că oricum nu ascultă nimeni asta, nu interesează pe nimeni, dar vorbim de, aveam 20 și ceva, da? Incredibil! Da! Și apoi îți dai seama că ți-ai făcut rost de o mare problemă, pentru că a trebuit să demonstrezi și să mult mai mult și ție, să dau din rând. Coate și să reușesc să, știi, până să joc, uite, și în lucruri respectabile și în filme, în producții respectabile și încet încet să încep să am exercițiul comunicării, să mă comunic pe mine într-un fel care e autentic și adevărat. Crede-mă. Incredibil. Da, sigur am săpat asta. Ca să vezi ce înseamnă mediul, oamenii, conjunctura și așa mai departe. Da, nu, era
pur și simplu, adică nici nu mă vinovățesc pentru asta, că eram în fond, eram un copil lipsit de orice experiență și nu înțelegeam dar atunci. Acum, cât de mult contează frumusețea fizică, aspectul fizic pentru tine? Pentru felul în care mă simt? Da, și pentru cine ești. Că ok, înțeleg și că discutăm despre sunt. Lucruri, dar ești Monica Bârlădeanu. Da, dar uite, vezi, te întreb, nu mai știu care e, de exemplu, cel mai puternic lucru despre mine. Care e primul lucru care îți vine în minte, de exemplu? Nu știu. Eu am început ești să superbă. Mă percep pe aspectul mine fizic, altfel, da, clar. Știi? Aspectul fizic, pentru că, mă rog, asta poate că e doar la mine. Spun numele și vizualizez omul. Și atunci te văd și văd că ești superbă și ăsta e primul lucru care îmi vine în minte. Dar tu știi că eu mă percep pe mine în funcție de, de conștiința mea, nu de felul în care arăt. Adică asta nu înseamnă că nu mă machiez, oameni buni, și nu mă duc și mă uit și îmi zic, ok, estetic, sunt bine, îmi place, da, astăzi am o zi bună, pielea arată bine, asta nu înseamnă că nu fac asta. Dar percepția mea față de mine e mai mult, adică eu mă simt bine sau rău în funcție de conștiință, nu știu cum să-ți explic. Adică nu știu, când sunt perioade în care mă simt încărcată, aș putea să arăt oricum. Că dacă nu sunt bine pe interior, n-ai nicio șansă să mă faci să mă simt frumoasă. Da, asta doar, veni. Doar tu simți. Da, 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 da. Okay. Păi tu m-ai întrebat, eu ți-am zis percepția mea față de mine. Așa, în exterior, nu știu, cred că oamenii care mă cunosc deja se raportează. Știu că Vicky spune despre mine că felul în care arăt e ultimul lucru la care se gândește. Da, de când mă cunoaște. Și ăsta e foarte bine, zic eu. Știi? Da, vezi, odată ce te știe omul mai îndeaproape, mai în amănunt, cu siguranță, uite, se schimbă un pic. De acum o să mi-aduc aminte, când o să spun Monica Bârlădeanu, o să mi-aduc aminte de puterea gândului. Da, iată. Vezi? Bun. Adică e important, știi? Bun. Monica, te-aș ruga să faci un exercițiu de imaginație? Nu știu ce fel. Oarecum, da, să-i zicem imaginație. Și să-mi spui așa. Ce sfaturi ai, dar ce lucruri importante crezi că ar trebui să fi știut Monica, cea de la 20 de ani? Oh, cu siguranță. Ar fi câteva lucruri. Unu, i-aș spune să rămână mereu curioasă. Doi, să fugă de absolut orice îi hrănește orgoliu. Trei, să aibă o viață spirituală. De orice fel, treaba ei. Nu știu, la 20 de ani, indiferent, dar să nu înceteze niciodată să caute. Și să părăsească orice drum spiritual care nu îmbunătățește ca om. Nu există. E un drum spiritual greșit. Pe care am și fost. De asta zic. Dar asta i-aș spune, cu siguranță. Astea sunt concluzii pe care le-am tras. Să se ridice și să plece de oriunde simte că soarele apune. Da. Și să nu rămână lângă nimeni lângă care nu poate fi autentică, așa cum este ea. Dacă nu simți libertatea asta, acolo nu e o relație autentică, cu siguranță. Când trebuie să fii altcineva ca să fii acceptat. Ce frumos! Și dacă vrei, este un mesaj pentru toate monicile sau pentru toate fetele de 20 de ani care au stat și ne-au urmărit și ne-au ascultat. Și sunt convinsă că au făcut-o. Și sper să ia lucrurile astea ca o experiență împărtășită, nu ca pe o lecție. Pentru că e foarte greu să dai lecții. Poți, uite, mai degrabă poți să asculți și să știi. Aici doar despre asta e vorba. Doar despre asta e vorba. Despre experiențe personale pe care le dăm mai departe, astfel încât cineva... Și mai degrabă cineva... ce am învățat noi din ce am trăit. Nu lecții, că nu suntem nici profesori, nici... Nu, și nici în măsură să facem asta, nici nu vrem să ne atragem greutatea asta, dacă vrei, pe spinare. Da, deloc. Doar împărtășim experiențe. Monica Bârlădeanu, una dintre cele mai frumoase femei
Mulțumesc. Pe care le-am cunoscut și pe exterior și pe interior. Mulțumesc, încă o dată spun Irina, asta. Și pentru dialog și pentru dragoste. Mulțumesc. Minunată ești și mă bucur că te-am descoperit și mai mult și mai mult și sunt convinsă că și ei au același feeling. Ești un om extraordinar și da, asta e lumina de care povesteam la început. Mulțumesc. Monica Bârlădeanu pentru voi a fost și pentru mine o încântare. Vă mulțumesc tare mult și vă dau întâlnire și data viitoare tot aici. Seară bună!